strada 9 Mai va intra în reabilitare în următoarele săptămâni. Cel mai probabil, lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. De asemenea, se lucrează pe alte 30 de străzi. Calea Poplăcii se va închide total circulației din 25 martie. Contractul pentru lucrările pe strada 9 Mai a fost semnat, iar în următoarele săptămâni vor fi demarate lucrările de modernizare. Valoarea contractului este de 2.800.000 de lei fără TVA. Lucrările vor fi foarte ample, strada se va închide complet, la fel cum a fost închisă și strada Ocnei, și aici se înlocuiește conducta de transport de apă, conducta de 600, se înlocuiesc utilitățile, în afară de gaz, care are o rețea nouă de vreo 2 ani, inclusiv iluminatul public se înlocuiește acolo, evident carosabilul, trotoarele. Lucrarea a fost prevăzută și licitată pentru 18 luni. Credem că cea mai mare parte a lucrărilor se poate finaliza până la sfârșitul acestui an. Se lucrează și pe Calea Poplăcii. Cel mai avansat tronson este cel dintre Piața Sadu și strada Valea Aurie. Din 18 martie, rutele Tursib vor fi deviate. Astfel, traseele 5, 15 și 16 vor avea capăt de linie pe strada Poiana și vor circula deviat pe Calea Dumbrăvii. Cer scuze de pe acum pentru deranjul care va fi mare. Deci va fi un deranj semnificativ acolo în zonă. Locuitorii de acolo vor trebui unii să facă un drum un pic mai lung până la proxima stație de autobuz. Continuă lucrările și în cartierul Vasile Aron. Strada Iezer intră în reparații începând de luni și va fi închisă traficului timp de 2 luni.